Andrei are 15 ani. A început să bea și să fumeze regulat de la vârsta de 14 ani. Nu are nicio problemă în a-și procura țigări sau vodcă din chioșcurile sau magazinele din Chișinău. Pentru a ne convinge de aceasta, am efectuat un mic experiment. Am mers inițial la un chioșc din centrul Chișinăului, din apropierea grădinii publice Ștefan cel Mare și spun: Alem, sur. Care? Sur. Da. Imediat cum Andrei a cumpărat țigările, ne-am apropiat de vânzătoare pentru a o întreba dacă cunoaște că este ilegal să vinzi țigări persoanelor care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani. Explicația acesteia a fost aproape halucinantă. Bună ziua! Noi suntem de la Ziarul de Gata și vrem să vă întrebăm dacă vreau să știți că nu este interzis să vinzi țigări de lumea. Noi știu. Știm? Știu. Adică știți? La persoana care era de 15 ani. Nu, eu n-am de vândut țigări nimănui. N-ați vândut acum băiatului respectiv țigări? Nu. Păi acum cu 10 secunde urmă. N-am vândut țigări. N-ați vândut țigări. Dar noi am văzut, v-am filmat, adică cum vine să schimbați țigări. Dar eu n-am vândut țigări. Eu am schimbat 50 de lei. Păi nu, doamnă, v-am văzut, el a cumpărat țigări. Eu am schimbat 50 de lei. Înțeles. Dar dumneavoastră vindeți țigări ca tare minori când vin? Eu nu vând țigări. Eu dacă văd, eu îl întreb. Cât el are? Am mers cu Andrei și la un magazin, aflat pe strada Pușkin. De această dată, tânărul, care abia a împlinit 15 ani, a avut misiunea să cumpere o sticlă cu tărie. Vânzătoarea, deși inițial a încercat să ne împiedice să filmăm, și-a motivat comercializarea de vodcă unui copil prin faptul că i s-a părut că acesta este deja matur. Noi suntem de la Ziarul de Gardă. Vrem să vă întrebăm dacă știți că e ilegal ca să vindeți. Să vindeți-le alcool. Nu, dar puteți să spuneți, știți măcar sau nu? Dar eu l-am întrebat câți ani are. Păi, dar nu vi se pare că n-are 18 ani? Dar pare matur. Pare matur, da? Dar mai vindeți de obicei alcool minorilor sau țigări? Sau țigări și alcool nu dau, dar trebuie să vedeți un pare matur, eu nu știu câți ani are. Dați-ne bere. Ce bere? Cine? Cine? Dați care aveți? Dați. Pe bani. Da. Cât e? 11 și ce mai e? Poftim. Vasile are și el 15 ani și este coleg cu Andrei. Fumează și bea regulat de aproape 2 ani. Nici el nu a întâmpinat probleme când a cumpărat o sticlă de bere dintr-un chioșc aflat chiar în grădina publică Ștefan cel Mare. Scuza vânzătoarei și de această dată a fost că a crezut că tânărul este matur. Sămânătoare. Dar dumneavoastră de obicei vindeți? Nu, vindeți? Nu, eu întreb întotdeauna. Eu întotdeauna îi întreb dacă au sau n-au 18 ani. N-ați văzut că l-am întrebat. Tu ai 18 ani. Dar nu vi s-a părut suspect că... Nu, eu l-am întrebat, el a spus că are și unde pot ști. Nici la un supermarket, minorii nu au mari dificultăți în a procura băuturi alcoolice, deși legea interzice expres acest lucru. Da. Ha? Da. Ai pașaport? Da, nu l-am cu mine, buletina, pașaport nu am. Nu l-am cu mine. Că ia ca stres, ca aproape și... Nu se dă voie. 31-25. Poftim. Mm-hmm.